Aspră și lungă acum ne desparte. Nu mai
găsescono pei pe străzi. Dar ei, unde ești? Îmi răspunde absent. Iar timpul își bate ritmic cadent. Timpul și dorul sunt două linii paralele. Sunt 7000 de ani cu zile rele. De când s-au mai oprit și stele și sori. De când ne-am depărtat, te chem de dincolo de timp și de coline. Te chem fără cuvânt să vii alături de mine cu dor să te cuprind. Să privim arhitectura câmpului literar. De pretutindeni și de la noi. Succint, am zis, așa că nu vă scrie. În Franța, de exemplu, s-a ajuns la concluzia că nu se mai citește. Ceva nou? Nu. Că nu se mai citește poezie. Și în metrou și la noi în București, dacă vă duceți, o să vedeți tineri, vreau să zic, de la 30 ceva de ani în sus, așa, acest eșantion al populației, care au cartea în mână în metrou și citesc chiar cu interes. S-a pus întrebarea. De ce s-a pierdut publicul de poezie? O să spun, nu citesc tinerii. Un alt răspuns ar fi acela că i-a îndepărtat de poezie exprimarea elitistă și tehnicile textualiste. Se pare că este și aceasta o cauză. Atunci ajung la concluzia că sensibilitatea Peter Mayer nu trebuie trecută cu vederea, nici nu atât prea mult în seamă. Cine a scris acest articol pe care l-am citit eu și din care l-am produs, nu s-a gândit, trebuia să facă o trecere, am întâlnit această expresie în legătură cu un studiu asupra artei. Adică cu sensibilitatea asta Biedermeier, un stil de mobilă, nu simplu și greu. Adică, să vă traduc eu mai așa pe limba noastră, nici manele, nici metafizică, zic eu. Se conturează în Occident o școală, nu ci că noua poezie. Și deși noua poezie nu este încă o direcție, nu este un curent, totuși văd că are trăsături. Nu aderă la niciun curent, abordează retorica, afară cu metafizica, și există două poetici concurente, aceea subiectului și aceea a evenimentului. Adică poetul nu exploatează liric cotidianul, ci creează evenimentul. E, dacă tu creezi evenimentul, mă gândeam eu, așa, în sinea mea, înseamnă că nu prea ai ce spune și poezia pierde. În sfârșit, ei o iau înainte, cu toate că sunt și realizări remarcabile, dacă citiți în toate revistele, sunt pline de traduceri, așa că ne putem pune la punct cu astfel de poezie. La